Nu vă sperați de freza mea superbă. Nu vă sperați de freza mea superbă. Am o freză magnifică. Astăzi mi-a apărut un coș aici și mă enervează culmea la tare. Am o freză de trezire. Oh, ok. Sunt în pijamale și am o freză de trezire. Vreau să vă arăt agenda mea. Încă nu vă arăt agenda, este aici lângă mine. Dar, prima dată, spun de la cine am agenda. Am de la o prietenă care mama ei lucrează la ceva în Alba Iulia, la ceva județean, nu știu cum. Și a primit două cardinețe din astea și unul și-a lăsat ei, unul mi l-a dat mie. Ok, și. Și, am aici două creioane. Putem mânca cu ele? Ah, da. Vreau să vă spun că... Știu să țin creioanele în mână. Ca și cum aș mânca. În stil în acela, știți voi cum. Oh, ok. Agenda am decorat eu puțin pentru că a venit ambalat urât și așa decorat-o. Am decorat-o cu foi autocolant de la Skin Glory, această firmă. Am și carioci de la firma aceasta și sunt destul de mulțumit. Ah, da, am și carioci de la firma asta, Skin Glory. Ok, sunt foarte multe culori, 10 culori. Am să mai iau un set din acesta, doar că mai am însă din el. Dar am să mai iau unul pentru că am stricat unele culori. Freza mea îmi place super mult. O freză de trezire. A la freza, dacă vreți și voi să vă arăt cum o să faceți această freză, hai să vă spun. Vă prindeți coada într-o parte și dormiți cu ea. Și când vă veți trezi, veți avea această chestie. Ok. Nu băgați în seama coșul ăsta de aici pentru că vă enervează și pe mine. Hai să vă arăt agenda. Asta e agenda, așa am decorat-o eu. Super! Am pus hârtie autocolantă roșie aici, care arată portocaliu, unde naturează camera, de ce nu? Ia uitați. Așa arată și așa arată pe spate agenda. Una fucsia, super drăguț. Ok. Am lipit niște sticăre care ați văzut în colecția mea de sticăre, dar hai să nu mai vorbim și hai să începem. Pentru prima pagină, n-am să vă arăt, mi-am lipit eu așa. Așa am făcut. Aici nu vă arăt pentru că, da, aici am numărul meu de telefon, numele meu și agenda. Nu vă arăt aici pentru că este interzis. Dar, așa. Aici, pe prima pagină, nu este un bullet journal, este o agenda pentru că am nevoie și de o agenda, nu de bullet journaling pentru că nu pot să mă organizez chiar fiecare zi de o agenda. Agenda este un sistem de organizare săptămânal. Sunt unii care o iau și în serios și fac așa chestie, dar o fac în serios. Mamă. Dacă știi voi ce mă enervează chestia asta. O fac foarte în serios, ca și cum ar fi un bullet journaling. Aici am făcut YouTube și cum a evoluat canalele mele de YouTube. Mă refer la abonați. Aici, la Coco Denisa, am 9 abonați și la bullet journal 0 abonați. Vă rog să vă abonați și la canalul acesta, pentru că la Coco Denisa nu m-am așteptat că o să fac 9 abonați. Dar, da, am 9 abonați. Ok, așa arată. Am scurtat cam
Următoarea pagină este de stickere. Și aici voi face, am pus această foaie care o voi colora eu. Ce este cu Dora și cu Dora și Ghetuțe. Aici este Ghetuțe de Halloween și aici este Dora cu un buchet de primăvară. Și aici am mai lipit două stickere cu Dora, una aici și unul cu Ghetuțe. Ok, și am scris stickers, stickere. Următorul pahar este acesta de aici cu pahare cu apă. Sănătate se numește pagina. Mă scuzați, dar nu pot arăta așa de bine. Sănătate se numește pagina. Deci se numește sănătate. Opa. Sănătate și aici am pahare cu apă și zici la important, mi-am trecut că albastru egal cu apă și tot ce este colorat este suc. Asta am băut un pahar de suc și un pahar de apă n-am băut. Ok, asta este de 9 decembrie, 10 decembrie, 11 decembrie, 12 decembrie până în 18 decembrie. Ok, nu mi-am făcut-o, nu știu ce, nu știu ce, cum. După aia am aici programul, am un mic program, așa să mă orientez puțin. La ora 18 mă uit la Soi Luna, la ora 2 îmi fac temele și la ora 10 mă culc. Că până atunci trebuie să editez videouri sau să fac ceva pe telefon. După aia am aici o pagină, cum a fost de Crăciun și am această pagină și în bullet journal. O să scriu și din bullet journal, o să scriu, nu știu unde să scriu prima dată, în agenda sau în bullet journal. Și după aia am să trec, depinde, dacă scriu în bullet journal am să trec în agenda ce am scris și dacă trec în agenda, dacă trec prima dată în agenda, am să trec în bullet journal ce am scris. Complicată treaba, dar nu are nimic. Ok, și aici avem o pagină de Crăciun și vă întrebați ce-i cu chef cu picioarele alea și cu semicercul ăla acolo. Sunt picioarele lui Moș Crăciun care iese, care intră în horn. Care intră în horn și automat aici am făcut un clopoțel care, ce să vă spun, ce frumos mi-a ieșit, doamne, clopoțelul ăsta. Așa arată clopoțelul. Aici am făcut un barat care se gândește la Merry Christmas și aici am făcut un cadou și am scris pagina de Crăciun și cam atâta. Agenda arată cam așa, o pagină liberă. Are așa pagina liberă. Și la sfârșit are de reținut. Și după aia apare agenda telefonică. Aici trebuie să-mi trec agenda mea telefonică. Are nume, prenume, telefon și email. Ok. Ajung. Așa arată pe față, așa arată pe spate. Am și două semne de carte. Vi le-am arătat? Vi le-am arătat. Primul semn de carte este acesta cu Dora și Ghetuțe. Ca să pun dacă pot. Primul semn de carte este acesta cu Dora și Ghetuțe. Și următorul semn de carte este acesta, care l-am decupat din vechiul meu jurnal. Acesta a fost vechiul meu jurnal. Aici am trebuit să vedeți. Și cumva a fost așa. Cumva a fost așa. Cumva a fost exact așa. Și am să mai cumpăr unul, să-mi cumpere tati unul. Dar nu așa. Din Italia. Ok, și l-am folosit ca semn de carte pentru că mi s-a părut destul de frumos. O să mai decorez eu agenda cu aceste creioane. Aceste creioane de la Coloring Kits Drinky Colors sunt foarte bune. Babylin 12, Mimi Force My Hands. Sunt mini creioane. Vin în 12 culori. Sincerate.
Așa, tutosetul și cu astea pot să fac eu în agenda pentru că nu se văd. Sunt mai pigmentate ca și creanele obișnuite și sunt mult mai rentabile. Costă în jur de 15-18 lei un set din acestea. Sunt normal pentru copii mici, dar mie mi s-au părut destul de practice pentru că nu ocupă destul de mult spațiu și cu toate că sunt foarte sunt mini, dar sunt groase așa și atunci când aplici pe ceva nu mare așa foarte foarte gros și colorezi foarte ușor și nu ca și cum ai colora apăsând așa și s-ar distruge atâta la când colorezi ceva mai mult. Deci nu s-ar distruge atâta culoare atunci. Sunt foarte pigmentate și sunt foarte bune. Sunt 12 culori. Culorile sunt maro. Le am aici. Așa, spatele. Maro, roz închis, fucsia, roz deschis, roșu, portocaliu, galben deschis, galben fosforescent, verde deschis, verde închis, albastru deschis, albastru închis, albastru deschis, violet și negru. Astea sunt culorile și da, sunt non-toxice, perfecte pentru și chiar și pentru copiii mici, sunt super. Așa arată ele. De la un an în sus, scrie aici un plus, deci de la un an în sus trebuie să le cumpărați copiilor voștri sau fraților, surorilor acest set dacă sunt pasionați de colorat. Ca și cum puteți, dacă sunt pasionați de pictură, să le cumpărați acest set, aceste culori tempera de la Ecada. Sunt 12 culori, n-am culorile aici, culorile se pot amesteca, se usucă foarte rapid și pigmentii sunt de calitate și culorile chiar se pot amesteca. Sunt non-toxice, sunt 8 ml într-un tub, sunt 12 culori și da, așa arată ele, sunt foarte de calitate. Deci, da, astăzi am să mai decorez iar unde asta mâine pentru că n-am timp. Și nu vă temeți pentru că bullet journaling-ul am să îl exclud eu cumva, pentru că știți că eu sunt fata aia care este pasionată de așa ceva și mie îmi place și nu o să mă las, așa că aceea este vraște pentru că și mai înainte, acest video l-am făcut de 3 ori și nu mi-a ieșit calea mea. Și mai înainte m-am organizat. Asta am făcut pagina de Crăciun. Ok, dacă vă place acest video, nu uitați să dați un like, share și un subscribe. Să vă abonați și să ne strângem exact ca și pe Cocosensa, măcar 10 abonați în scurt timp. Ok, cu voi a fost Denisa, da? Și vă pup! Pa, pa!